la fel cum face și Adina Buzatu. A venit puiul meu la mine. Am întâlnit-o la unul dintre magazinele ei, iar printre clienți s-a strecurat și Sara, fiica Adinei. N-a stat prea mult. Sara știe cât de important este timpul pentru mama ei. Întotdeauna am fost mândră, orice ar face, oricând. Chiar dacă nu petrec atât timp cât își doresc împreună, amândouă știu cât de importantă este afacerea Adinei și Sara o lasă să muncească. Dă-mi pop, 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 pop. Doamne! S-au obișnuit să se întâlnească printre picături. Au fost 5, 6, 7 ani aproape în care nu m-am luat niciun fel de concediu. N-am avut sâmbătă, n-am avut duminică, n-am avut seară, dimineață, nu știu. N-am avut nimic pentru mine. Adina ajunge într-o lună la o cifră de afaceri de 70.000 de euro. Am câștigat și câștig, dar eu întotdeauna am câștigat. De ce? Pentru că am muncit întotdeauna.